În 2005, pentru termenul muschetar, era admisă varianta mușchetar. Pe baza studiilor de frecvență, autorii au constatat că această variantă nu a mai fost validată de uz, prin urmare nu a mai fost introdusă în noua ediție. În aceasta apare exclusiv muschetar. Vă citesc eu? Ce ziceți? Temperaturile vor ajunge, spun meteorologii, chiar și la 41 de grade Celsius. Posibil. Iar temperaturile vor ajunge, spun meteorologii, chiar și la 41 de grade Celsius. Este vreo greșeală de limba română aici? Că da, n-am pus atent la acestea. Ai observat o greșeală de limba română la un post de televiziune? Trimite un mesaj pe adresa vorbeștecorect@rontv.ro în care să ne spui emisiunea, ziua, ora și greșeala. Cred că este la 41 de grade Celsius. Iar temperaturile vor ajunge, spun meteorologic. Spun, nu-i așa? Da. Chiar și la 41 de grade Celsius. Chiar și la 41 de grade Celsius. De grade Celsius. Ați spus? 41, aș fi zis eu. Ce spuneți? Ce credeți? 41. 41 de grade Celsius. Iar temperaturile vor ajunge, spun meteorologii, chiar și la 41 de grade Celsius. Nu se face acordul cu 41, de cifră. Ce? Pentru că nu se face acordul cu grade. Nu. 41 de grade? 41 de grade și mult, cred. Un grad? Nu. Da? 2 grade. 41 de grade? Un grad, 2 grade și 41, nu 41. Iar temperaturile vor ajunge, spun meteorologii, chiar și la 41 de grade Celsius. La 41 de grade? 41 sau 40? 41 de grade. De grade. Nu, 41 de grade. 41. Votăm pentru 41. Eu așa aș zice. Da? Da. Aproape vârsta mea. 41 de grade. 41 de grade. Da. Vă propun să urmărim explicația. Aha, mulțumesc. Thank you very much. Thank you very much. Indeed. Indeed. What a wonderful life. I am glad to meet you. I'm glad too. It's so same to you. It's a same pleasure to meet you. Same to you. Thank you. Da. Iar temperaturile vor ajunge, spun meteorologii, chiar și la 41 de grade Celsius. Numeralul 1 are forme diferite în funcție de gen. 1 pentru masculin și una pentru feminin. Substantivul grad este de gen neutru, adică masculin la singular și feminin la plural. Indiferent dacă este singur sau în compuse, 1 respectă genul substantivului la singular. Așadar, este corect 41 de grade. Pentru a fi siguri, putem să verificăm descompunând numeralul. 40 de grade plus 1. De TVR ați auzit? Cum vrei? E important să vorbim corect românește? Păi asta e imposibil, altfel te faci rușine. Pentru că de-aia e românește, limba română, nu? Să vorbești cât se poate românește. Să vorbești corect, mie mi se pare o primă impresie, în primă, foarte, foarte importantă, nu știu, personal. Poate oamenii nici nu te mai ascultă dacă de la început tu ai greșit ceva. Mi se pare foarte important, foarte benefic pentru tine mai ales, să înveți să vorbești corect și din respect pentru limba ta, maternă. Să facă tot ce fac, să facă cât de bine pot ei, cât de bine se poate. Adică vreți să spuneți că în orice domeniu trebuie să... Da, să dea 100%. Și să nu mai chiulească de la școală și să nu mai fie... să nu încerce să fie cool. Am încercat eu și apoi mai târziu am plătit pentru asta. Da? Mi-a fost mai greu să recuperez apoi. Pentru că acum mă uit în trecut la cum am fost eu și... No, nu eram interesantă. Nu eram. Tot. Da, și noi. Aș zice... Uite la Mihai acolo. Pentru să facă alegeri sănătoase, toată lumea. Toată lumea, da. Să facem alegeri sănătoase. Toate, da, pentru noi din toate punctele de vedere. Asta e un mesaj care mi-l trimis și mie în acest moment. Așa să fie, să facem alegeri sănătoase și să urmărim, și să urmărim. Și să urmărim Vorbește Corect. Vorbiți corect în românește. Mulțumim. Thank you. Nu pot să citesc. I'm sorry. Compresorii. Nu m-am uitat la televizor, cred că de peste un an. E momentul. E momentul să redescoperiți televiziunea română. Da.